Știți că una dintre poeziile scrise, și cred că e foarte adecvată pentru situația de astăzi, este Criticilor mei, unde patru rânduri spun următorul lucru. E ușor a scrie versuri când nimic nu aia spune, înșirând cuvinte goale ce din coada au să sune. De ce oare a scris poetul o asemenea poezie la vârsta de 34 de ani? 33 de ani, da, din 883. Din cauza situației care era pe timpul vieții, da, noi azi îl apreciem, azi avem monumente și străzi în fiecare oraș, punem flori și așa mai departe. Însă, din păcate, atunci nu a fost apreciat. Și departe de a fi cu gândul de a mă compara cu Mihai Eminescu, în niciun caz. Pot spune că acest fenomen este prezent în neamul nostru. Să nu fie apreciați cei care încearcă să facă ceva pentru comunitate, pentru neam și țară, cum se spune, și să le se sară în cap la fiecare pas, invers, fiind ridicați în stăvea aceia care își bat joc pur și simplu de poporul nostru. Avem exemple nenumărate în acest